Toate cele 19 spitale aflate în administrația primăriei municipiului București vor intra într-un amplu proces de renovare și igienizare. Anunțul a fost făcut de primarul general Gabriela Firea în cadrul unei întâlniri cu managerii și directorii medicali ai celor 19 spitale. În ceea ce privește dotările care urmează să fie făcute, Gabriela Firea a cerut definitivarea inventarului cu toate aparatele necesare, astfel încât administrația spitalelor să poată demara procedura de achiziție. Înainte de achiziția de aparatură nouă, managerii trebuie însă să trateze cu mare responsabilitate raportul infecțiilor intraspitalicești, a atras atenția edilul capitalei. În același timp, Firea a pledat pentru o evaluare a fluxului medical, urmând să fie extinse secțiile cu mulți pacienți. Pe de altă parte, managerii celor 19 spitale din București sunt obligați să depună la Direcția de Sănătate Publică planul alb pentru managementul incidentelor cu victime multiple. Termenul de depunere este sfârșitul lunii februarie, potrivit unei dispoziții emise de Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului de Interne.